Adevăr sau minciună? Poți face minciuna să devină adevăr pentru ca adulterul să fie mai reconfortant? Poți sau nu să combini un vultur cu o pitulice? Prin umor fin, de înaltă calitate, prin personaje pline de vervă și în primul rând printr-o distribuție foarte apreciată de Maria sa publicul, cu siguranță poți să răspunzi sau măcar să cauți posibile concluzii după ce vezi care pe care. Care pe care este o producție a Teatrului Glob București, în regia îndrăgitei artiste Anca Sigartău, o adaptare cu mult rafinament și concentrare după Who's Who, de Willis Hall și romancierul Keith Waterhouse, renumit inclusiv pentru proiectele de succes prin seriale de televiziune britanice, unele dintre acestea abordând de asemenea în stilul pur englezesc, dar valabil pentru majoritatea societăților și preocupărilor din viața cotidiană și de cuplu, tema miilor de fețe ale minciunii și a unui singur adevăr, dar din ce în ce mai mult învelit de obscuritate într-o lume a contrastelor. Că de ce i-a scutit sergentul Black de serviciile regimentare? Păi de ce nu i-ai spus adevărul? Mi-a spus adevărul. Mi-a spus ce mi-ai spus tu. Dacă ce mi-ai spus tu era o minciună gogonată. Da, înseamnă că nu i-ai spus adevărul. Dacă ce-mi spusese și nu era adevărul, ce i-aș fi spus eu ar fi fost adevărul. Păi dacă ți-aș fi spus adevărul, nu mai fi crezut? Păi normal că nu te-aș fi crezut, m-aș fi dus în fața bătrânului mine dragi și ai spus că minți! Păi da, conform ipotezei tale, în momentul ăla, tu mințeai și atunci aminte tu întotdeauna ai spus adevărul, da? Nu! Nu! Ar fi fost adevărat pentru că tu întotdeauna ai mințit! Ai, vezi, asta e o problemă de perspicacitate, știi? Aia cu cei doi șefi ai canibalilor. Care șefi? Hai mă, sunt doi șefi de trib, unul întotdeauna spune adevărul și altul întotdeauna minte. Și au de rezolvat o problemă, trebuie să treacă un râu. Nu! Nu, 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 nu. Șefii canibalilor n-au de trecut niciun râu. Au un misionar în oală și problema aia misionarului. Că dacă spune adevărul, fie. Dacă nu te fac în timp, asta te contrazici. Dacă așa e. Eu te-am întrebat. De ce? Păi acasă. Păi eu acasă, păi acasă pentru că... Mi-a terminat treaba, și atât m-a terminat treaba. Am zis, de ce să nu vin acasă? La nevestica mea și să las cu la final, aplauzele îndelungate din partea publicului mușcelen pentru un spectacol memorabil și foarte reușit în adevăratul sens al cuvântului au întregit o atmosferă foarte plăcută. A fost o mare onoare să accept propunerea din partea Cameliei Tudoran, directorul Casei de Cultură Cedea Ricescu din Câmpul Lung, gazda evenimentului, și să le ofer pe scenă flori stimatelor actrițe la finalul spectacolului din partea instituției mușcelene de cultură, împreună cu respectul și nerăbdarea de a-i aștepta pe toți să revină cu alte proiecte cel puțin la fel de frumoase în Mușcel. Mulți dintre spectatori au rămas pentru fotografii și autografe cu actorii care au alcătuit distribuția acestei piese și care sunt apreciați inclusiv pentru rolurile interpretate în seriale de televiziune și filme. Anca Sigartău, Mara Oprea, Oana Moșneagu, Daniel Nuță și Alexandru Dunaev. Cu o amabilitate pentru care le suntem recunoscători și le mulțumim, artiștii au acceptat să realizăm un set de interviuri cu mult optimism.
Da. Despre seara aceasta, vă rugăm. Suntem în Câmpul Lung pe 10 a 10-a 2022 și a fost o seară de nota 20. Mulțumim! Mulțumim din suflet și vă așteptăm să reveniți. Mulțumim! Vă mulțumim foarte tare că ne-ați invitat aici și că ați venit la spectacolul nostru. Pentru mine e o mare bucurie să fiu atât de aproape de casă, pentru că eu sunt din Mioveni, aproape de ai mei, și ne-am bucurat foarte tare. Publicul aici este cum sunt oamenii din Argeș, primitori și călduroși. Și ce să mai zic, a fost o bucurie și sper să ne vedem în curând. Vă mulțumim, mulțumim din tare și mult. Vă așteptăm să reveniți. Da, o să revenim, sigur. Mulțumim din suflet. Și o mare rugăminte pentru Moș CLTV, în câteva cuvinte despre experiența din această seară, vă rugăm. A fost minunat. Ne bucurăm că am fost în număr atât de mare și că spectacolul a fost o reușită și că atât de mulți oameni urmăresc serialul și se bucură și putem să-i bucurăm și noi. Și vă mulțumim că ne-ați primit. Mulțumim și noi din suflet. Și o seară frumoasă. Numai din nou. Facem documentar legat de pre-post spectacol. Ok. Pentru Moș CLTV, dacă puteți să ne spuneți într-o frază, în câteva cuvinte, experiența de pentru Moș CLTV, vă mulțumim foarte mult pentru această seară. Sunteți un public minunat. Oamenii din Moș CLTV sunt minunați și am simțit cu totul în seara asta și vă mulțumim că ați fost aici. Și sperăm să ne mai întoarcem, că e foarte fain. Vă mulțumim și noi și vă așteptăm. Felicitări. Venim, cum să nu venim? Cu mare rugăminte, la fel, câteva cuvinte despre experiența. Ne-am distrat foarte tare, sunteți un public foarte mișto, super cool și glumele au fost înțelese altfel și m-am bucurat foarte tare, așa că o să mai venim cu prima ocazie înapoi la Câmpul Lung, poate și cu alte proiecte. Vă așteptăm să veniți la teatru. Pa! Cel mai fericit oraș din Regatul Unit, cel mai fericit oraș din lume, Brighton. Deci, din păcate, nu mai este de actualitate. Se pare că un alt oraș a luat fața Brightonului. Adică, cel mai fericit oraș din lume în care merită să trăiești este Câmpul.